Detașamentul de pompieri Lugoș a deschis astăzi porțile pentru cei interesați să vadă autoutilitarele din dotare și să cunoască modul în care salvatorii acționează zi de zi în folosul comunității. Evenimentul s-a desfășurat cu ocazia Zilei Protecției Civile. În România, Protecția Civilă a luat ființă prin decretul regal din 28 februarie 1933, sub denumirea de apărare pasivă, având ca scop limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populației sau resurselor teritoriului prin protecție directă sau micșorând eficacitatea atacurilor aeriene. Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice. Ziua porților deschise la detașamentul de pompieri Lugoș se desfășoară cu ocazia aniversării a 85 de ani de apariția termenului de protecție civilă, numită în 1933 ca apărare pasivă. Fiind un moment de sărbătoare, s-a luat hotărârea ca porțile sub unității noastre să fie deschise pentru elevi, pentru publicul larg, pentru cetățeni, astfel că am fost vizitați până la ora actuală de către două grupuri de, sau trei grupuri de copii de la grădința cu program prelungit numărul 1 din Lugoș. În cadrul vizitei în detașamentul de pompieri Lugoș s-au putut vizita autospecialele din ce sunt încadrate cu personal din cadrul detașamentului, tehnica noastră de luptă, motoutilaje, deci cu ce ne desfășurăm noi activitatea de zi cu zi pentru apărarea cetățenilor. Astăzi, pentru prima dată în acest an, publicul larg a putut vizita și observa elementele de lucru ale celor care se ocupă de salvarea de vieți.